Traficul pe aeroportul internațional Henri Coandă poate să crească fără să mai existe riscul aglomerării. Avem un nou terminal de pasageri. A fost inaugurat azi de premier, care a fost întâmpinat cu Arie de Brams și de ministrul transporturilor. Maria Toader a asistat la deschidere. Maria, bună seara! Cum arată acum aeroportul? Bună seara, Andreea! Din aer, noul terminal are forma unei viori. La ce exista până acum s-au mai adăugat 9 pasarele pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, au ajuns acum la 14. Asta înseamnă că mai multe avioane vor putea folosi actuala infrastructură, iar pasagerii nu vor mai fi plimbați cu autobuzele. Tot ce s-a realizat aici în ultimii 2 ani de zile, tot ce s-a construit și pentru reamenajarea din interiorul aeroportului, ca să respectăm condițiile impuse pentru a adera la spațiul Schengen, au costat 60 de milioane de euro, bani din fonduri proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București și din credite interne. Așa arată acum noul terminal de la aeroportul internațional Henri Coandă. Pentru deschidere i s-a făcut o ceremonie pe măsură. Premierul Emil Boc a fost întâmpinat cu muzică de Brahms. Construcția, care se întinde pe 16.000 de metri pătrați și are forma unei viori, a costat 60 de milioane de euro. Putem spune că astăzi, de la 14 porți de îmbarcare, am ajuns la 24, de la 5 porți cu burduf, am ajuns la 14 porți cu burduf și datele tehnice pot să continue pentru a arăta cât de mult s-a extins aeroportul. Traficul de pasageri este estimat să crească la 5,2 milioane de pasageri anul acesta și la 7,5 milioane la anul. Spațiile comerciale din noul terminal ar aduce venituri de 1,5 milioane de euro numai anul acesta. A fost construit în acest concept, în dorința de a crește puternic veniturile non-aeronautice ale companiei, în dorința de a reuși să păstrăm tarifele de operare pe care le percepem de la operatorii aerieni. Este posibil însă ca tarifele aplicate companiei de transport aerian să crească. Deocamdată nu se știe cu cât.